Aproape 400 de unități de învățământ din județul Neamț nu au asigurată paza. Responsabili de acest aspect, conform legislației în vigoare, sunt primarii și consiliile locale și cum în aceste vremuri nu sunt bani, problema va fi băgată iar sub preș. Dintr-un total de 541 de unități de învățământ, 374 nu au asigurată nicio formă de pază. 60 dintre acestea au paza asigurată, fie cu personal propriu, fie prin societăți specializate de pază sau cu pază mixtă. Iar 107 unități școlare au paza asigurată prin mijloace electronice de supraveghere video. Principalul factor este școala, deci Consiliul de Administrație, managementul școlii, în relație de parteneriat cu Consiliul Local, care, din punct de vedere legal, asigură material, cheltuielile materiale pentru siguranța unei școli. Sunt mai mulți factori, de ce spun, până la urmă și asociația de părinți. Din păcate, ani de zile, școlile au suferit de lipsa paznicilor. A dispărut, să spun în nomenclator, noțiunea de paznic. Sunt puține școli care și-au mai păstrat paznicul, așa zisul paznic, în rest mai au muncitorii. Muncitorii care asigură și paza, în măsura în care au și muncitori. Nu s-a pus un accent deosebit din partea, nu mă refer la instituțiile care asigură paza, ci mă refer la Consiliul Local, poate și noi, Ministerul, Inspectoratul, ne-am gândit întotdeauna cât de important este totuși, din punct de vedere material, când legea permitea alocarea de fonduri să fie alocat spre așa ceva. Dar ca să nu vorbim la trecut, ne gândim ce se va întâmpla. Conducerea Inspectoratului Școlar dorește să demareze un nou proiect cu Inspectoratul Județean de Poliție și Jandarmerie, fără să fie implicat prea mult aspectul financiar, pentru a oferi un plus de siguranță elevilor și cadrelor didactice. La nivelul județului Neamț funcționează un număr de 541 de unități de învățământ preuniversitar, din care 233 de școli generale, unde învață un număr de peste 39.000 de elevi, 41 de licee, colegii și școli profesionale, unde învață peste 31.000 de elevi și 267 de grădinițe, unde își desfășoară activitatea 14.700 de copii. Pentru fiecare unitate de învățământ este desemnat câte un polițist sau doi care sunt responsabili de activitățile de prevenire a victimizării elevilor în școală, de cunoașterea și monitorizarea fenomenului infracțional, cât și de monitorizarea copiilor care absentează frecvent de la cursurile școlare. Autoritățile susțin că în anul școlar 2013-2014 s-a observat o scădere a infracționalității sesizate în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora, de la 26 de fapte la 20. Cea mai mare pondere o au furturile și actele de violență, câte 7 la număr.